Infertilitatea atât în rândul femeilor cât și în cel al bărbaților este o problemă gravă de sănătate la nivel mondial, iar începând cu anul 2010 a fost încadrată în rândul bolilor și afecțiunilor. Conform statisticilor, aproximativ 30% dintre cupluri se confruntă cu infertilitatea în proporție de peste 50% fiind afectate femeile. Discutăm astăzi în această ediție specială cu genericul ProSănătate despre infertilitate feminină cu doamna Irina Sagaidac, doctor în științe medicale, asistent universitar, disciplina de obstetrică și ginecologie din cadrul USMF Nicolae Testemițano. Doamna doctor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Uh, Recent am discutat despre infertilitatea masculină cu domnul Dumbreveanu. Mă bucur acum că astăzi putem să abordăm tematica infertilității feminine. Ce înseamnă de fapt fertilitatea normală? Fertilitatea normală înseamnă, de fapt, posibilitatea apariției unei sarcini atunci când acest lucru este dorit de cuplu, de către ambii parteneri. Iar dacă pornim de la definiția infertilității, atunci putem spune că de cele mai dese ori, sau definiția cea mai largă acceptată, este aceea că infertilitatea apare după ce un an cuplul a încercat să formeze o, o familie, să aibă copii, însă nu le-a reușit. În situația în care nu au utilizat nicio metodă, metodă de contracepție. Fertilitatea, în mod normal, ar însemna posibilitatea ca doi gameți să se întâlnească, gameții feminini și gameții masculini. Iar acest lucru, respectiv, înseamnă că trebuie să fie fertili ambii parteneri, atât femeia cât și bărbatul. Care sunt simptomele infertilității la femei? Infertilitatea nu are simptome uh, foarte clare pentru că nu este o răceală sau o viroză, dar uh, de bază este pur și simplu imposibilitatea de a rămâne însărcinată. De fapt, pe parcursul la mai multor luni, cuplurile încearcă, având contacte sexuale frecvente, dar de fiecare dată atunci când uh, se așteaptă la o sarcină și fac teste de sarcină, ele sunt negative. Iar acest lucru le provoacă tristețe, uneori chiar și um, niște, stări, niște stări depresive între pacientele, care pentru o perioadă foarte lungă de timp nu pot rămâne însărcinate. Deci, pur și simplu, lipsa sarcinii este simptomul sau semnul de bază. Dar, normal, în ce perioadă trebuie să treacă ca o femeie să rămână însărcinată? Deci, tentative se recomandă a fi efectuate până la un an, până a putea pune diagnosticul cert de infertilitate. Până la un an nu stabilim acest diagnostic. Sunt paciente mai tinere, mai pline de anxietate, care își doresc o sarcină foarte rapid. Și chiar după două, trei luni de încercări, deja se adresează la medicul ginecolog cu rugămintea de a le ajuta în obținerea unei sarcini. Este prea devreme pentru a interveni. Datele de literatură spun că un an sau 12 luni este perioada optimă de așteptare. Vreau să vă spun că fertilitatea depinde foarte mult și de vârsta pacientei. Da. La vârsta de 24 de ani. 20-24 de ani femeia se află în apogeul fertilității, având o rată de succes de circa 93%. Odată cu avansarea în vârstă, din păcate scade și fertilitatea, acest lucru fiind explicat prin diminuarea calității gametelor, adică oocitul feminin nu mai este la fel de calitativ, dar și spermatozoizii masculini suferă anume la aspectul de calitate. Iată de ce fertilitatea scade până la 52 de procente la vârsta de 35-39 de ani. Foarte interesant. Înseamnă că de obicei se adresează la dumneavoastră mai mult femeile trecute de 30. Da, aveți dreptate, pentru că anume, avansând în vârstă, femeile se ciocnesc mai des cu această problemă. Ele se pot ciocni cu această problemă fie pentru prima dată, și atunci numim acest lucru infertilitate primară, fie unele cupluri deja au un copil sau doi, iar la un moment dat, când îl vor pe următorul, din păcate se ciocnesc cu anumite probleme sau dificultăți, și atunci această situație o numim infertilitate secundară printre cauzele de bază ale infertilității și anume feminine, da, pentru că nu uităm niciodată de infertilitatea masculină la fel, da. se numără infertilitatea tuboperitoneală, adică problemă care apare la nivelul trompei uterine sau la nivelul ovarului. Probleme legate de partea endocrină, adică anumite dereglări hormonale care apar în corpul femeii. La fel, pot apărea probleme care țin de coagulabilitatea sângelui, iar aceste sindrome deseori le numim trombofilice. Ele tot pot fi cauza a infertilității și nu numai a infertilității, dar și a pierderii sarcinilor dorite, a avorturilor spontane recurente. De asemenea, există factori genetici într-un procent mai mic, dar sunt și atunci neapărat avem nevoie de testări din punct de vedere genetice și vizitarea medicului genetician și o mică parte sunt și cauze neidentificate atunci când toate au fost verificate, s-a analizat absolut tot, dar din păcate nu s-a stabilit care este cauza într-o anumită situație. Dar legat de fertilitate, putem vorbi și de starea psihologică a femeii. Da, putem vorbi și acum. Apar foarte multe noțiuni noi, foarte interesante, și mulți autori care vorbesc despre psihosomatică. Da. Și anume legătura între starea de spirit, starea psihologică a unei femei. Și uh, anumite stări patologice. Și asta ține nu doar de problema uh, infertilității, dar și multe alte probleme, da? probleme legate de piele de, uh, de alte, și multe alte diagnosticuri care ar putea fi. Și atunci se recomandă ca o femeie care nu poate avea copii sau un cuplu care întâmpină greutăți, în primul rând, să fie liniștit din punct de vedere al uh, acestei, uh, să zicem așa anxietăți, al acestei dorințe de a avea copii cât mai rapid și să încerce să nu își facă prioritate acest lucru în viață, să se axeze pe alte lucruri, un pic să-și să schimbi punctul de vedere, să încerce să fie implicat în alte activități și atunci, dacă această dominantă dispare, uneori lucrurile se întâmplă de la sine cumva mult mai, mult mai firesc. Da, că tot am auzit cazuri la multe femei care um, erau concentrate prea mult asupra acestui fapt și nu le reușea. Da, Iar când au început acord. să se ocupe cu un hobby, cu ceva, parcă au depășit acest moment și și-au trecut. Da. Da, da, eu sunt de acord cu acest lucru. Din păcate, nu avem date bazate pe dovezi care să ne confirme. Aceste lucruri sunt mai mult la nivel de. Teorii, cu toate că există mulți specialiști care uh, sunt în favoarea acestei teorii, dar întotdeauna este bine să recomandăm doamnei să nu fie focusat 100 de pe, pe această situație și, într-adevăr, să mai aibă cel puțin alte ocupații sau serviciu pentru că, de altfel fiind prea preocupată, uh, uh, din exces de ziel pot fi făcute mai multe uneori greșeli sau intervenții în plus uh, intervenții chirurgicale, chiar la paroscopii sau alte situații, pe care deja ea le solicită de la medic. Iar femeile care solicită mult, de regulă găsesc și doctori care să le prescrie uneori uh, prea multe da din ceea ce ar putea avea nevoie sau să grăbească lucrurile mai tare și atunci, într-adevăr, răbdarea ar fi cheia succesului, inclusiv în această problemă. Ce metode de tratament se recomandă? Uh, tratamentul întotdeauna pornește de la o discuție. Discuție împreună cu cuplul despre uh, de când se confruntă cu această no. problemă, un examen clinic foarte calitativ și minuțios, întrebări despre modul de viață, întrebări despre cum este acest mod de viață și alimentație, dacă se respectă sau nu regimul somn veghe. Deci de la cele mai simple lucruri, nu neapărat ceva foarte complicat. Majoritatea hormonilor sexuali, hormonilor în general, dar și inclusiv cei sexuali, feminini și masculini, se secretă anume după, în intervalul de timp 22 23 0, 0. și atunci dacă în acest timp noi suntem de veche și nu adormim și adormim mai târziu la ora 1-2 noapte, ne trezim de vreme, riscăm ca această balanță hormonală să fie undeva uh, Dezechilibra. dezechilibrată. Iată de ce începem de la lucrurile cele mai simple. Dacă avem o pacientă cu un indice masă corp mai crescut, peste 30, o recomandare de bază ar fi diminuarea masei corporale. Neapărat recomandăm tratamentul bolilor cronice. Care sunt ele prezente? Deci oricare n-ar fi ele. Inițial începem cu aceste boli cronice, le tratăm bine, de ce? Pentru că în primul rând și ele ar putea fi cauza de exemplu, în unele situații a infertilității sau dacă nu sunt, atunci în situația apariției unei sarcini, ele ar putea să se complice pe perioada sarcinii, de aceea este obligator cel puțin să le ținem sub control. Și un alt lucru de bază pe care îl recomandăm din start este utilizarea acidului folic, 04 mg pe zi, forma metilată de dorit. Pentru a, a preveni defectele de tub neural în cauza unei eventuale sarcini. Acestea sunt lucrurile minime cu care începem. Ulterior, neapărat, efectuând anumite investigații, care a, nu sunt puține, nu sunt multe, dar sunt necesare de a fi efectuate pentru a stabili cel puțin a, din toate cauzele despre care am discutat, dacă nu este alterată funcția endocrină, a, deci dacă hormonii nu sunt cumva diferiți, nivelul unor hormoni și anumite, să zicem așa, vitamine, anumiți parametri, trombofilici, dacă nu sunt proteine anumite, dacă nu sunt modificate cantitatea lor. Ulterior, dacă este necesar, în plus, facem și unele investigații mai, deci, să zicem așa, imagistice, cum ar veni cel mai simplu ecografia. Da. Uneori, pentru a exclude factorii cervicali, factorii structurali, se recomandă și o histerosalpingografie pentru a verifica permeabilitatea trompelor uterine sau chiar o histeroscopie, iar în unele situații, cu scop diagnostic, s-ar putea efectua și laparoscopia. Diagnostică, o procedură mai invazivă, deja în condiții de spital, evident, dar această procedură poate avea atât efect diagnostic cât și de tratament. Iată cam acestea ar fi momentele de diagnostic. În ceea ce ține tratamentul, evident că el poate fi medicamentos în funcție de problema depistată sau chirurgical, dar uneori, din păcate, nu se poate obține uh, succes da. nici, nici printr-o metodă, nici prin alta. De ce? Fie nu s-a depistat uh, cauza, este o cauză neidentificată, fie tratamentul nu are succes din cauza lipsului răspuns, de răspuns la tratament, fie vârsta este mult prea avansată și în afară de ajutor prin tehnici de reproducere asistată, nu se va putea ajunge la, o, la un succes în situația dată. Cam câte procente din aceste femei nu reușesc să aibă succes sau nu există date statistice? Noi, în Republica Moldova, din păcate, nu avem statistici foarte clare legate de infertilitate. Nu avem așa un indicator colectat. Și asta, într-adevăr, nu este bine. Conform unor date de literatură, 20%, conform altor 11%, tot mai multe. Cum ar veni discuții sau forumuri, discuții între colegi, spun că aceste cifre cresc. Noi ne putem da seama de creșterea acestor cifre prin numărul de femei care apelează la clinicile cu reproducere asistată. Da. Și dacă numărul de femei acolo este în creștere, înseamnă că, într-adevăr, această problemă este destul de mare. Pentru că nu este o cifră oficială în Moldova, nu aș vrea să da, să da. o numesc, dar ne pune în... Deci, cumva. Ne facem griji de acest lucru, este o problemă care într-adevăr este în creștere în Moldova. Ar fi o legătură între rezus factorul unei femei și capacitatea ei de a începe un copil? Dar nu sunt așa date de literatură care să ne spună cert că este o legătură. Nu sunt. Rezusul are o influență atunci când deja femeia este însărcinată. De da. obicei, femeile cu rezus negativ sunt investigate mai minuțios în decursul sarcinii. Sunt investigați anticorpii pe care i-ar forma la rezus, în caz dacă i-are. Sângele este colectat de câteva ori pe parcursul sarcinii. Însă, anume în problema conceperii. Da. nu sunt așa nu evidențe. Sunt. Da. Că ar fi o dar există așa cazuri când și femeia este fertilă și bărbatul, dar nu pot concepe împreună, nu sunt compatibili. Problema compatibilității câțiva ani în urmă a fost o problemă, să zicem așa, pe larg discutată și chiar erau anumite teste de laborator privind această incompatibilitate. Ea se efectuat, este postcoitale. însă în, ultimui, în ultimii ani, mai ales specialiștii în infertilitatea masculină spun că mai puțin persistă această problemă. Totuși nu este problema anume în această incompatibilitate, ci uneori în prezența anumitor gene, atât la femeie cât și la bărbat, și anume, anumitor patologii cronice care nu le-ar permite să aibă un copil sănătos sau să ducă sarcină până la bun sfârșit. Și nu atâta incompatibilității. Putem cumva preveni infertilitatea? De exemplu, probabil bolile sexual transmisibile, tot netratate, și ar putea să ducă la infertilitate. Adică, prin astfel de exemple, putem cumva preveni? Da, aveți perfectă dreptate. Una din cauza infertilității tubar peritoniale despre care am vorbit la început, așa o denumire mai complicată, dar asta, de fapt, înseamnă că este alterată funcția de transport a gameților este anume prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. Iar acest lucru poate fi prevenit doar prin uh, utilizarea prezervativilor la contacte sexuale, mai ales, uh, mai ales cu partenerii noi și uh, un alt mecanism ar fi... Uh, un alt mecanism ar fi tratarea acestor infecții, da. odată ce au apărut ele, tratat, tratarea lor imediat cu apariția primilor simptome, la bărbați prin apelarea la un medic urolog-androlog, iar femeile prin apelarea la un medic ginecolog, pentru a nu lăsa ca ele să devină într-o fază cronică sau să se acutizeze și să ascensioneze din vagin, col, uterin, uter spre trompele uterine și spre ovare. Iată, asta ar fi unul din momentele cheie. Evident că discuția aceasta trebuie să fie purtată cu adolescenții, cu cei tineri, adolescenților le-am recomandat în, acest, în această situație, inclusiv și abstinența, pentru o perioadă mai îndelungată, cel puțin până la identificarea unui partener sigur. Cu ce sfaturi veniți pentru femei, în special pentru femeile care nu pot concepe un copil? În primul rând, vin cu sfatul de a-și restructura modul de viață, în primul rând, da? să înceapă cu lucrurile simple despre care am vorbit, nu cu lucrurile complicate, nu începem cu chirurgia întâi și pe da. urmă trecem la lucrurile simple. Să facă mai întâi tot ceea ce ține de ele. Uh, puțin modificarea greutății corporale dacă este în exces, un uh, raport somn vegi corespunzător, și dacă s-a depășit un an, atunci apelarea apelarea medicului. Iar în continuare, urmarea tuturor pașilor care ar putea fi prescriși. Și nu uităm că infertilitatea feminină nu întotdeauna este aparte o problemă. Uneori este combinată infertilitatea feminină cu cea masculină. Exact. Și atunci este păcat când femeia efectuează toate investigațiile necesare, pierde un an, doi, trei și ulterior deja merge și partenerul la medic. Cred că trebuie să meargă ambii din start. Pentru Domnul Dumbrăveanu, îmi spunea că chiar ar fi mai ușor dacă ar merge bărbatul primul. Ar fi mai ușor, da. da. Ar fi mai ușor pentru că cumva e mai simplu și da. asta ar veni în, în ajutor foarte mult. Da, și da. foarte bine când acești doi specialiști chiar cooperează da. când ei se cunosc între ei, dar oricum, începem prin, 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 mersul la medic. De asemenea, vreau să vă spun că rata de succes în tratamentul infertilității este destul de înaltă. De ce? Aș recomanda pacientilor să nu panicheze, mai ales în situația în care s-a depistat o anumită problemă. undeva chiar este un avantaj că ea s-a depistat problema, pentru că dacă este depistat problema, se poate găsi și soluția. Mai mare este problema în cauzele de neidentificate de Infertilitate atunci când nu putem veni cu un răspuns și nu putem ajuta cuplul respectiv. De aceea, neapărat trebuie de mers la medic, de întrebat, de discutat și de efectuat toate recomandările pe care le fac med medicii specialiști în fertilitate. Doamna Sagaidac, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite și vă dorim sărbători frumoase și sănătate! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc la fel pentru că ați abordat această problemă foarte interesantă: problema infertilității, atât feminine cât și masculine, pentru că aceste probleme, de fapt, sunt foarte dureroase într-o familie, atunci când ele se Pot și întâmplă... Pot să destrame familia. Pot să destrame familia, într-adevăr. Și mai este o parte interesantă, dacă tot am posibilitatea să vorbesc, o să mă adresez și la cei din comunitate care deseori întreabă pe cei din familie când o să aveți copii, de ce nu aveți copii, dar de ce aveți doar unul, de ce aveți doar doi sau de ce numai trei. Cumva noi suntem așa mai băgăcioși, dacă pot să spun, iar drepturile noastre reproductive, de fapt garantate de stat, legea cu privire la sănătatea reproducerii spune că fiecare cuplu, femeie și bărbat, are dreptul să decidă de sine stătător numărul de copii și spațierea între copii și acest lucru neapărat trebuie respectat. Atunci când un cuplu nu are copii, uneori problema este nu în lipsa dorinței, dar pur și simplu în incapacitatea de a avea, da. de aceea este foarte bine să fim respectuoși, înțelegători și întotdeauna să ne gândim că poate mai este vreo problemă în spate, pe lângă doar ceea ce vedem noi în, în față. Cu acest prilej vă felicit pe toți, pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră și vă doresc la toți ca problema infertilității să nu fie una cu care vă confruntați și să aveți atâția copii cât vă doriți și toți să fie sănătoși. Mulțumim foarte mult, sănătate și dumneavoastră! Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre infertilitatea feminină cu doamna Irina Sagaidac, doctor în științe medicale. Vă aștept cu drag și dat. Viitoare. Până atunci aveți grijă de sănătate. Numai bine!